mic cu mare, severinenii au venit la Monumentul Eroilor din Parcul Rozelor, locul de desfășurare al manifestărilor. În memoria celor căzuți în lupta pentru întregirea României au fost aduse omagii. Un moment special al evenimentului l-a reprezentat aducerea pe brațe a unei corone de flori impresionante. În cinstea înaintașilor, reprezentanții Alianței România Dreaptă au depus o coroană de flori naturale de aproape 4 metri înălțime. La mulți ani din inimă tuturor severinenilor, tuturor mehedințenilor, tuturor românilor. Sărbătorim astăzi Ziua Unirii, o zi pe care o purtăm practic în inimă, în fiecare clipă, în fiecare oră, minut al anului, însă odată pe an suntem cu toții mai mândri că suntem români. Tot ce am încercat noi în ultimii ani aici în Turnul Severin și în Mehedinți a fost acel lucru de a reda mândria de a fi severinan, de a fi român. Credem că am reușit și mai credem că trebuie să continuăm acest proiect spre binele nostru al tuturor. La mulți ani fiecărui român, la mulți ani fiecărui mehedințean. Ca și până acum, vom face în așa fel încât să servim acest județ și cetățenii din acest județ cu toată dăruirea și toată priceperea noastră, în așa fel încât să fie toți mândri că îi reprezentăm, să fie toți mândri că mehedințenii lor sunt cei care au grijă de destinul lor și de viața de zi cu zi. Un moment mult așteptat a fost cel al defilării gărții de onoare. După depunerea coroanelor la Monumentul Eroilor, mii de oameni au admirat parada forțelor de ordine. Extraordinar, foarte frumos. Suntem români și le urez românilor la mulți ani și tuturor celor ce simt românești. A fost foarte frumoasă. Ce ți-a plăcut? Mi-au plăcut jandarmii și mașinile. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 reprezintă momentul sublim al istoriei românilor. Atunci am demonstrat că putem fi o națiune puternică ce își poate hotărî singură destinul. 1 decembrie se sărbătorește ca Zi Națională a României din anul 1990.